Locuitorii de pe 18 străzi nu vor avea marți gaze naturale. Întreruperea anunțată de furnizor se datorează unor lucrări de cuplare a unor conducte noi la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Întreruperea este programată între orele 8 și 17. După finalizarea lucrărilor, alimentarea cu gaze naturale se va relua treptat. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile deschise, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 de minute.